TV News. Dănuț Ardeleanu este un elev eminent al Școlii de Muzică, Arte și Tradiții Dan Bursuc. Deși este încă proaspăt în ale meseriei, Dănuț are deja numeroase melodii și videoclipuri la activ și este foarte solicitat la evenimentele importante din viața românilor plecați peste hotare. Recent întors de la un astfel de eveniment, echipa DB News a reușit să obțină un interviu în exclusivitate pe care îl urmărim și noi chiar acum. DB News. Bine v-am regăsit, dragii mei, iată-ne astăzi alături de Dănuț Ardeleanu, artistul foarte îndrăgit de voi, și ne va povesti foarte multe despre el astăzi într-un interviu în exclusivitate, bineînțeles, pentru DB News, cum v-am obișnuit în fiecare ediție. În primul rând, bine te-am găsit, Dănuț! Bine te-am găsit și eu și dăm voie să le spun și eu salutări la cei de acasă de pe DB TV. Am auzit că lucrezi momentan la un album nou cu mai mulți colegi de-ai tăi. Spune-ne tu mai multe detalii despre ce este vorba. Da, adevărat, lucrăm la un album eu împreună cu colega mea Cristiana, bine cunoscută Cristiana. Un album pentru toate gusturile, din toate zonele țării, pentru toate gusturile. O să fie un album extraordinar. În ce anume constă albumul ăsta? Bănuiesc că pentru tine a fost o onoare să colaborezi cu... Dai seama, domnul Dan mi-a făcut cea mai mare bucurie să am un album cu Cristian. Sunt melodii care se regăsește orice om, și de tristețe, și de bucurie. Un album extraordinar. O să vezi, o să-l asculti și tu și o să-ți dai seama despre ce este vorba. Când preconizați că fanii îl vor asculta? Dacă, nu știu cu siguranță, dacă muncim mai mult, poate chiar de sărbători o să facem o surpriză extraordinară pentru toți fanii. Așadar, Moș Crăciun va veni și cu un cadou muzical pentru auzurile noastre. Da, exact. Am înțeles că veți avea melodii din toate regiunile țării, nu? Da, și Banat, și Ardeal, și tot, toate regiunile. Da, ai fost plecat la câteva concerte în afara țării. Unde ai fost? Ce ai făcut? Ultima oară am fost în Irlanda. La Românii Noștri am fost împreună cu Bogdan Artistu, formația Cana Giambe. Am fost la o nuntă, ne-am distrat extraordinar cu românii noștri și ei ne-au primit cu brațele deschise. Pe evenimente unde ești chemat, cum te simți acolo? Te simți confortabil? Ești primit cu căldură față de românii care sunt plecați? Îți dai seama că dacă ne cheamă acolo, noi suntem mult așteptați pentru ei, pentru că le place muzica care cântăm noi. Mă simt extraordinar de bine, ne distrăm împreună, chiar este extraordinar de bine. Și când aveți plecări din astea în afară, bănuiesc că în afara cântării mai aveți și timp liber pentru, nu știu, pentru o vizită în orașul respectiv sau un timp așa, un răgaz pentru voi? Sincer să fiu, nu prea am avut timp când am fost, am avut o zi liberă în petreceri. Și în ziua a trebuit să ne odihnim pentru două zi. Ca să o luați din nou de la capăt. Da. Acum revenim la viața ta personală. Spune-ne cam ce faci tu într-o zi obișnuită, când nu muncești sau când nu ești în studio. Eu încă sunt la școala domnului Dan, sunt elev. Studiem, că trebuie să muncim. Și... nici nu știu ce să-ți mai zic, că deci, practic, ne petrecem toată ziua împreună, eu alături de colegii mei, Nana Dinu, Ionuț Frumușelu și restul colegii. Sunteți toți acolo ca o familie și trebuie să munciți pentru a da și rezultate. Exact, că de-aia am venit la școala asta. Am înțeles. Uite, vreau să te întreb ceva și sper să nu fim indiscrete, dar toată presa speculează că ai fi fiul nelegitim al lui Nicolae Guță. Spune-ne și nou, acum nu știu dacă e adevărat sau nu, dar nu știu, cum percepi tu zvonul ăsta al presei, în primul rând, că în presa a apărut? Mie mi-a plăcut când am auzit asta, am luat-o ca pe o glumă. Pentru că toată lumea spune că mă asemăn foarte bine cu dânsul, cu Nicolae Guță. Și eu am luat-o ca pe o glumă, mi-a surâs ideea.
Deci îți place că semeni cu Nicolae Guță și... Normal, visul meu, e idolul meu de mic. Eu visez să fiu Nicolae Guță. Pentru mine Nicolae Guță e mai mare decât Michael Jackson. Deci o să avem și un moștenitor al lui Nicolae Guță în curând. Da. Vreau să te mai întreb acum de planurile tale personale de sărbători. Te vei duce acasă la părinți? Am înțeles că ești din Petroșani. Încă nu m-am gândit. Poate o să rămânem aici cu toții, poate facem cu toții colegii noi, între noi, sărbătorile aici. Poate o să mergem acasă, să vedem. Deci încă nu se știe ce... Încă nu se știe. Am înțeles. Și acum să încheiem oarecum interviul de astăzi, într-o notă puțin mai amuzantă. Vreau să te întreb ce vrei tu să îți aducă Moș Crăciun? În primul rând, sănătate, atât pentru mine cât și pentru colegii mei, stafful nostru Rotera Music. Un videoclip care mi-l doresc de mult. Ce videoclip? Cu Nicolae Guță. Idolul lui, să înțelegem, adică... Normal. Acum să vedem cum va fi surprizele. Dacă se vor îndeplini sau nu. Am înțeles. Noi îți mulțumim mult pentru timpul acordat. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Pentru toți fanii mei care vor să mă viziteze pe site-ul meu, danuțardeleanu.ro. Mă poate găsi oricând cu cele mai noi știri. Noi cam atât pentru astăzi, noi punem punct aici, ne revedem data viitoare cu un alt interviu în exclusivitate, cum v-am obișnuit până acum. La revedere!